Bine v-am găsit! Rezolv testul 40 propus de Ministerul Educației și Cercetării pentru elevii claselor a 8-a. Subiectul 1, exercițiul 1. Avem calculul 50 minus 5 înmulțit cu 9 egal cu 50 minus 45 și obțin 5. La cel de-al doilea exercițiu, 5 caiete de același fel costă 20 de lei, trebuie să aflăm cât costă 3 astfel de caiete. Avem proporționalitate directă, deoarece dacă scade numărul de caiete, va scădea și prețul în lei. Deci x este egal cu 3 înmulțit cu 20, totul supra 5. 20 împărțit la 5 este 4, deci obținem astfel x egal cu 3 înmulțit cu 4, adică x este egal cu 12 lei, prețul a 3 caiete. La exercițiul 3, cel mai mic număr natural de două cifre divizibil cu 3. Numerele naturale de două cifre încep de la 10, continuă cu 11, 12, 13, și așa mai departe. Divizibil cu 3 înseamnă că suma cifrelor trebuie să se împartă exact la 3. Și dacă ne uităm cu atenție, avem 10. 1 plus 0 nu se împarte la 3, apoi la 11 avem 1 plus 1, 2. Ne oprim la 12. 1 plus 2, 3. Deci 12 este cel mai mic număr natural de două cifre divizibil cu 3. La exercițiul 4, bisectoarea unui unghi drept, unghi drept înseamnă unghi de 90 de grade, iar bisectoarea este semidreapta care împarte un unghi în două unghiuri congruente. Deci unghiul de 90 de grade împărțit în două înseamnă 45 de grade. Deci obținem pentru fiecare 45 de grade. Deci bisectoarea unui unghi drept formează cu una din laturile unghiului un unghi cu măsura de 45 de grade. La exercițiul 5 avem reprezentat un cub cu latura de 30 cm, se cere lungimea segmentului EG. Cum toate fețele cubului sunt pătrate, EG este diagonală în pătratul EFGH, rezultă EG este egală cu, și formula diagonale este latura radical din 2. Deci vom avea EF radical din 2 și obținem astfel 30 radical din 2 cm. Sau, dacă nu ne amintim formula diagonalei pătratului, atunci putem aplica teorema lui Pitagora în triunghiul EFG dreptunghic. Deoarece are catetele congruente 30-30, putem afla ipotenuza. Deci, în triunghiul EFG dreptunghic rezultă, conform teoremei lui Pitagora, că EG pătrat este egal cu EF pătrat plus FG pătrat. Și obținem 30 la a doua plus 30 la a doua, adică 900 plus 900 și avem 900 înmulțit cu 2. Scriu așa deoarece trebuie să scoatem radical, EG va fi radical din 900 înmulțit cu 2. Cum 900 înseamnă 30 la puterea a doua, 30 va ieși de sub radical și obținem 30 radical din 2 cm. Deci fie că folosim metoda 1 și aplicăm formula diagonalei, fie că folosim metoda 2, trebuie să avem mare grijă la calcule. La exercițiul 6 avem o diagramă circulară în care sunt prezentate repartiția procentuală pe clase a elevilor din acea școală. Se cere numărul de elevi din clasa a 8-a care învață la această școală. Diagrama circulară reprezintă 100% și avem în clasa a 5-a 30 de elevi, în clasa a 6-a 25 și în clasa a 7-a 25.
trebuie să aflăm procentul pentru clasa 8-a. Deci voi scădea 30% dintre a 5-a plus 25% a 6-a plus 25% a 7-a. Și obținem 100% minus 25 plus 25, 50 plus 30, 80. Și obținem astfel 20%. 20% din 600 de elevi, pentru că se cere numărul de elevi. Înseamnă 20 supra 100 înmulțit cu 600 și obținem 20 înmulțit cu 6, adică 120 de elevi.